Salut prieteni, bine ați venit la Viitorial.ro, eu sunt Cristi și astăzi o să vă arăt cum se pot scoate bani de la bancomat, adică de la ATM, fără niciun fel de card, fără niciun fel de telefon, fără nimic. Totul stă într-o funcție nouă pe care unele bănci o pun la dispoziție, de exemplu Banca Transilvania, o să arăt astăzi pentru Banca Transilvania, dar mi se pare că și ING mai are așa ceva și probabil și alte bănci, nu știu, rămâne să scrieți voi pe rubrica de comentarii asta. Ce face chestia asta? Ai o opțiune în aplicația de plăți a băncii prin care poți să generezi un cod. Acel cod poate fi folosit la bancomat de către oricine ca să scoată banii. Cum facem asta? Haideți să vă arăt cum facem asta și în final o să vă arăt și la bancomat cum merge treaba. Deschidem aplicația de plăți. Aici, în cazul meu, BT Pay, retragere cash. Și aici la retragere cash trebuie să caut numărul de telefon al persoanei care va primi banii, da? Haideți să scriem și noi aici. Așa. Să zicem numele meu, continuă, va fi introdus aici numele meu și numărul de telefon și când ajung la bancomat trebuie să știu suma și codul acela pe care îl voi primi prin SMS. Generează și trimite codul. Aici ne spune că la comisionul pentru retragere este 0 lei, poate în viitor va fi un comision, nu știm exact ce se întâmplă, în momentul ăsta este 0 lei. Apăsăm continuă, am ales bineînțeles, ați văzut suma 50 de lei, poți să alegi până în 500 de lei parcă. Acum punem codul, amprenta și după cum vedeți codul s-a generat. Acum o să primim un SMS, uitați SMS-ul cu codul prin care putem face plata, da? Și după cum vedeți codul expiră în 119 minute, adică ăsta nu e veșnic. Chestia asta putem să o folosim atunci când vrem să trimitem bani cuiva la distanță și nu există bancă deschisă sau să zicem e în weekend, după amiază, nu are cum să primească bani, nu are nici card, nu are absolut nimic. Puteți să-i trimiteți cuiva care v-am spus, nu are nici telefon, nici card, nimic. Pur și simplu îi spui, te duci la un bancomat BT, bagi acolo codul ăsta, completezi suma și asta este. Vă las acum cu momentul de la bancomat și cam asta este pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cristi, voi ați fost la Viitorial.ro. Încă o dată vă mulțumesc. La revedere, urmăriți faza cu bancomatul. Suntem acum la un bancomat Banca Transilvania. Haideți să vedem cum funcționează treaba. Pe ecran arată cash fără card. Apăsăm. Da? Selectăm limba română. Acum îmi spune să bag codul. Așa. Să introducem suma. Confirm. Cu bani, fără card, fără nimic.